Bine te-a regăsit pe breasla haiducilor, mă aflu la magazinul de TNT-uri al lui Panda, deoarece astăzi vreau să fac un minigame. Voi construi jocul Bomberman în Minecraft pentru a mă distra cu ceilalți haiduci, însă o voi face împreună cu cineva, așa că hai să-l întrebăm pe acel haiduc dacă vrea să lucrăm împreună. Gamivo ține cu tine, prețuri mici pentru oricine, mai multe detalii în descriere. L-am întrebat pe Puf pe unde îi și mi-a zis că Nation City la 460 cu 20, deci undeva prin part pe aici, pe bune, în zona asta e. Hai că poate, a uite că l-aud, vin în partea asta. Ei, Pufule, ce faci? Sapă, groapă, sapă, groapă, sapă, groapă, unde ești? Îs aici, îs aici, n-am știu cum să ajung în partea asta, mă tot învârteam pe la intrare. Jesus Christ, omule, sapă obsidian, man. Ah, e obsidian, dar de ce m-ai chemat fix aici? Adică puteam să ne întâlnim oriunde. De ce să ne întâlnim oriunde când aici e frumos, umed și călduț? Ok, dar pentru ce ai nevoie de obsidian? Că și eu am adunat vreo 10 stack-uri aproape. Te-ai jucat vreodată Bomberman? Nu cred. Continuă, da, am jucat, dar continuă. Păi, am văzut pe internet. Pe Insta? Un reel? Cumva? Nu mai știu dacă, cred că da. Că poți să-l faci în Minecraft. Am văzut aceeași chestie. Nu cred. Yes, si, senior. Că eu ce de-aia vrei să... am adunat obsidian ca să fac un Bomberman minigame. Nice. Păi mai bine atunci, tu cât obsidian ai? Eu am aproape 10 stack-uri, 9 jumate. Eu am 5 stack-uri și 4 bucățele. Apoi hai că ajunge 14 stack-uri. Ajunge? Da, ajunge. Numai că... nu mai săpăm? Nu mai săpăm momentan. Hai că facem un pic forma și astea la minigame-uri și dacă e ceva ne întoarcem și mai adunăm. Sapă groapă. Sapă groapă. Hai, adunăm vreo 20 stack-uri dacă chiar vrei. Da. Păi dar ce tata să avem, să fim siguri că nu vrem să facem, să ne putem juca mai mulți odată. Da, aș vrea să facem la cel puțin 4, că la cât intră băieții pe server nu cred că trebuie să facem mai mult de în 4-5. Da, okay. Da, cu cât vindea Panda stack-ul de TNT? Aoleo, cred că dacă mi-aduc bine aminte 3-4 diamante bucata? Stack-ul, pardon. Oh. Ca să știm cât să punem intrarea, să ne facem niște calcule, știi, să știm cât să punem intrarea la minigame, ca, na, totuși să ne recuperăm niște bani. Ah, da, că TNT-urile alea o să fie scumpe. Să fie foarte scumpe. Am pus amândoi apă în același loc. Ți-am furat apă. Nu, lasă, asta este. Ah, diamant. Uite, fii atent, astea sunt primele diamante. Câte sunt? 2. Ok, deci numai 2 au fost. Uite că mai adun de pe aici și poate mai facem de un stack de obsidian, de TNT-uri. Zi, Pufule, cât obsidian am strâns? Că tu ai șulcărul. Păi, astăzi, 1200 de bucăți. Mamă, 1200, am înțeles. Mult. Mamă, au făcut și portalul, bă, muncit omul ăsta mult aici. Da, și-a făcut fain zona, Bramba, îmi place. Da, ia uite și în partea aia, nice. Uite aici și cu detalii, cu antenuțe, cu treburi. Da, cu racheta pe care o lansează, nice. Hai că vine Revelionul, el trebuie să ne sponsorizeze cu rachete. Mergem în, cu satelitul. Păi da, mergem în Amsterdam cu satelitul. Da, tu câte diamante ai strâns? Stai așa, hai că ți arăt. Una, așa. Ai pickaxe cu forcen la tine? Să nu mai scot eu din șulcăre? Din șulcăre și-am eu. Ok, stai că iau de aici, era în partea asta. Și nu era în partea asta atunci, era în partea asta, gata. Deci, din astea 8. Păi n-am mai intrat de mult, mă, de aia nu știu. Ce om? 16 diamante, sărăcie. Băi, taci, mă, că nu-i rău, mă. Mă, nu-i rău, dar sper că... n-au pus stocurile sau e la etaj. Nu pe acolo, aici trebuie să fie. Aici. Și zice 5 diamante pe stack, bă, atâta s-o putut, na, am luat 3 stack-uri, bă, de gratis, ține minte. Practic, da. Dar întrebarea mea ar fi, mamă, de ce vinde ciobi la magazinul lui, lui Panda? Ce faci ciobi? Nu mai mare cu lână, am înțeles. Adevărat. Da. A, și de aici să înțeleg,
Ah, ah, uite, manele, ok. On, off. Păi... Nu știu că am oprit sunetele respective, dar poți okay. Să stai aici, păi, să spui manele da... și să vorbești cu Ciobi. Oprești, gata. Lasă-l acolo, hai să plecăm. Dar l-am dat pe on. L-am dat pe off. Dar de ce? Bă, e false advertising de ăsta, că nu-i mai are maneta asta. Și că aici a fost o groapă, Blue. Hai să vezi unde a fost o groapă. Aici a fost o groapă? Da. Man. Aici a fost o groapă. Nice. Plastic. Forță. Și încolo se vede podul. Bă, de-abia aștept să... Pai. Ce cai, chestii? Mamă, și eu vreau. Da! Hai la portalul ăsta, că-s curios de el, să-l văd. Mergem la portal și de aici noi ducem direct la zona de joculețe? Știi ce aș face? Mă gândesc că decât să păstrăm numai astea 3 stack-uri de TNT-uri, am putea să dăm o tură până la shop-ul lui Ionuț, că poate mai vinde ceva gunpowder. Nu mai dăm, că am cumpărat eu tot. Ai cumpărat tot? Ești sigur? Hai să vedem. Hai să vedem. Poate eu mai făcut restock de când ai cumpărat sau ai cumpărat acum. Nu, astăzi, zilele trecute. Păi dacă ai cumpărat zilele trecute, poate o fi făcut restock. Hai că dăm o tură până la el. Că are acolo o grămadă, e și ieftin. Merge să craftăm atunci. Cel mai simplu. Și uite, a apărut un shop nou de când n-am mai fost pe aici. De aia, dar numai acum aveți shop-ul ăsta. Da, eu n-am mai fost de mult pe aici, am fost răcit, pufule. Da una în capul ăla tău. Nu mai răcit. Nu mai da. Păi am fost răcit, nu vezi că încă vorbesc pe nas. Păi mai are 4 stack-uri de gunpowder. Păi da, că ia uite. Mai ai tu un diamant să le iei pe restul? Mai am aici unul prin shulker. Să n-are un shulker aici. Stai că și eu trebuie să-mi iau. De ăsta, ender chest. Uite că eu mai am aici. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Uite că dacă mai ai tu niște nisip, putem crafta încă 2 stack-uri. Tu erai pregătit. Stai așa. Deci 4 cu 5 era, nu? Da. 1, 2, 3, 4. Bam. Îmi place că dau numai răspunsuri de alea scurte. Da, nu. Da, nu, da, nu. Gat, hai că am craftat și ăsta. În total 6 stack-uri. Mai ai tu pe undeva, cumva? Păi mai am ceva gunpowder și dacă ne mai trebuie mai facem niște stack-uri. Dar deocamdată, cred că 6 stack-uri de început ar fi ok. Și mă gândesc în felul următor. Ia zi. Mă gândesc că putem să facem prima dată, să vedem cum facem labirintul și toate chestiile alea în așa fel încât să se întâlnească oamenii între ei, să se bată și alte chestii de genul ăsta. Și să avem niște cufere pe aici pe acolo în care să mai găsească. De gen, prima dată să le dăm, să zicem, 16 TNT-uri, știi? Ok. Primești 16 TNT-uri și cu alea 16 trebuie să te duci să-ți faci rost prin astea și să găsești cufere în care să găsești TNT-uri sau cufere în care să găsești armură cu Blast Protection și așa mai departe. Da, să fie power-up-uri cu Blast Protection, cu astea. Mm-hmm. Yeah. Oricum scopul tău este să-ți omori adversarii cu TNT-uri. Da, ce-ar mai merge ar fi decât să le aprindă ei cu Flint and Steel să găsească arcuri cu flame pe acolo. Eu m-am gândit la altă chestie. Ce chestie? M-am gândit că pe sub podea să fie puse torțe de restul. Și cum pui da, jos TNT-ul direct și pac, ai pus TNT-ul și fugi de acolo. Și... Da, că așa era și jocul, practic. Automat nu trebuia să-i dai tu... Da. Pune bomba și exploda automat. Mm-hmm. Vrei să iau la magazin aici ce găsești? Da, ce asta? Shop de bolovani. Deci asta să înțeleg că e alu Tuned, nu? Shop-ul de bolovani. Da. De ce nu-i preț? Uite. Un stack, un diamant. 3 stack-uri, 2 diamante. Și cu oferte de-astea. Bă, îmi plac ofertele astea. Astea sunt oferte bune. Nu e așa rău. Nu, sunt oferte foarte bune. Un stack, un diamant. Uite, și gravel poți cumpăra. Nice. Nisip aș vrea, sincer. Pe nisip nu cred că o găsi pe acolo prin mina lui, nu? Și aici jos. Și aici jos? Bă, aici jos e storage. Și ce era tare? Jos să fie un chunk săpat până la bedrock și să fie de acolo sunt toate materialele ce le vinde el. Stai ca și în, cum îi zice, în salina de la Turda, să ai așa o balustradă și să te uiți în jos. Da. De aici să te uiți în jos și să vezi dita mai găurile așa pe sub, bă, ce tare ar fi. Da, pe unde a minat el. E, ar fi tare. Ar fi o treabă. Dă idee. Da.
Să știi că ar fi șmecher. Ar fi mega șmecher. Apoi de aici direcția la zona de jocuri. Nu știu unde e, așa că trebuie să mă... Da, hai că te duc eu atunci la zona de jocuri. Pufule, dacă te suntem aici, nu te-am driblat la un fotbal, la o farfecă, la o astea. Dar cine ești tu, mă, Ronaldinho de pe breaslă? Da, hai, jos textila, ia-ți un tricou, alegeți culoarea, da, albastru sau mov. Albastru. Ok, și ăla era mov. Bun. Bă, scuzați, eu și-am treabă cu culorile. Așa. Deci, vine asta după mine, hai bă, hai pitic. Asta e mingea, bun? Bun. Am primul la 3 sau primul care dă gol, ce zici? Primul care dă gol să nu durează prea mult, că avem treabă, Blue. Ok, bun. Avem vreme de poți să dai, fotbal. Hai, dă în el. Da, practic dacă îl lovești, vezi să duce. Stai un pic. Nu-l lovi atât de tare, că doare. Așa. Pe cine? Bă, sta micu, cum adică pe cine? Ia uite, pac, hai da. Bă. Hai, puf, hai. Nu te mă nici. Bă, Paul. Cartonaș cald. Încă o dată, Paul. Că și-o scos urechile. Da. Puși de aici. Vezi, să nu dai afară, că dacă dai afară e ăsta, cum se numește, e out. Aule, bă, nu mă ciupi de fund. Domn arbitru, ăsta mă ciupește, gol. Bă, cam ia-și piciorul. Nu-i corect. Gata. Tu te-ai jucat prea mult fotbal. Da, păi am jucat și cu Colpir când l-am făcut, am jucat cu toată lumea. Trebuie să-l mai mărim. Ești spammer, mă, băiate, bă. Ești spammer. Da, păi, da, eu mă descurc, ce să fac? Auzi, dar nu era ok dacă făceam niște bețe cu knockback sau ceva chestii de genul ăla? Am vrut, dar merge și așa, cu bețele cu knockback îl aruncai mult prea tare, de asta am pus gheață, ca să nu mai facem bețe cu knockback. Mm-hmm. Am înțeles. Da, bun. Oricum, foarte fain. Da, și o să vină o tribună așa roată, să fie frumos, cu plasă aici în spate. Numai că... Am înțeles. Poate trebuie. Trebuie să dărâmăm tasatura. Bă, stai. Mie îmi place că dacă tot... uite, stai, fii atent. Facem aici, pe centru, că mi-a venit o idee. Tu, dreapta sau stânga? Dreapta. Ok, 3, 2 și... Bam! Nice! S-a luat curentul. Da, exact. Am primit un șoc. E stricat USB-ul la tasatură, băi, incredibil așa. Mamă, nice! Din prima, stai aia să trebuie să faci, să nimerești chestiile alea? Da, asta trebuie să faci. Să le nimerești pe toate din, nu știu, 10 săgeți și astea erau 8 sau ceva genul. Ai, durere, not fun at all. Da, era mai tare la Peter minigame-ul ăla ce l-a făcut el. Mm-hmm. Da, bun, acum trebuie să alegem un loc și ne apucăm de treabă. Peter, te-am chemat astăzi aici să te bubui. Îți băgăm un deget în nas. Eu nu sunt de acord, ar. Dar de ce ar? N-ai... Pământul ăsta vrei să-l ari? Bă, frate, numai pe muncă, mă, numai pe sclăbăgeală sunteți. Păi nu, pe noi. Și cu noi ți-ai găsit să zici și tu ar în puii mei, doi boșorogi am de aici cu glume din alea putrezite și afumate. Jesus. Sincer. Păi nu te-am chemat pentru muncă, te-am chemat să ne distrăm. Ce e asta, mă? Ce ar trebui să fie? Deci, te-ai jucat Bomberman când erai mai micuț. Bine, tu erai mare de mic, dar... Da, m-am jucat, da. Ok. Deci ăsta e Bomberman în Minecraft. Ok, și punem bombe și... Ok, îmi place cum sună. Păi mai trebuie un player, dar merge și în trei. Merge în trei. Alegeți o culoare. Tu ești aici. Ăsta, cum se numește, cobaiul de experiment. N-ați încercat până acum, ca să înțeleg. Nu, ăsta e primul, dar puneți-vă respawn point-ul, nu mă zic. Da, bine gândit, stai un pic. Ți-am dat greu, pupule, a? Păi bă, și stai pat, epic. Mă. Hai la mine aici. N-ai un chest? Gata. În shulker, bagă totul în shulker. În colț. Dar chiar, mă, stai că am uitat că sunt shulker aici. Da. Jucăm cu totem sau fără? Fără totem. Bă, nu știu. Ok. Nu știu, habar nu am. Fără totem. Deci eu sunt pregătit, am luat TNT-urile. Îi să ne bubuim pe aici chestii și să ajungem să ne găsim unul pe altul să ne explodăm. Care păi stai un pic, viață câștigă. Gen noi să sărim aici în gaura asta, nu? Da, exact. Vezi că ai casca în cap.
Da, stai un pic. A, dar n-am mă cască, stai. Da, eu chiar m-am verificat. Hai. Săriți toți în gaură. Ok, am sărit. 3, 2, 1 și start. Bun. Să vezi că mor. A, Bubu e singură, ok. Da, Bubu e singur. Bun, asta e bine, asta e bine. Okay. Bă, dar se vede, stai că trebuie să stau pe shift. Da, se vede. Une stâlharii, să-i bubuim. Nu stâlhar, nu să aici tâlhar. Dar îmi place că bubuim aici. Mam. M-am dus, mi-a aruncat TNT-ul, bă. Am pușcat singur, hai că acum sunt numai eu cu puf. Păi nu mai am voie să joc. Multe. Aole, stai șor. Uite, vezi, s-a sinucit și el. Bă, am găsit un chest, uite. Continuăm tura asta să vedem. Păi continuăm tot așa, hai, punem, dar stai, punem să și noi. Ce blocuri mai aveți? Puneți așa, random. Da, nu, lasă. Ce rost are. Mai e bine așa, continuăm așa de unde am rămas. Bine, hai, continuăm. Hai. Jesus. Deci e cam greu, uite, vezi, ne-a aruncat bomba direct în gură. Bă, nu știu, frate, mie chiar mi s-a părut ușor. Nu știu de voi. Eu nu știu cum a reușit să mă mor singur, să mor. Da, nici eu. Mi-a aruncat TNT-ul, asta e faza, că am pus două și unul l-a aruncat. Practic Bomberman style, cam asta ar fi. Mamă, frate. Bă, dar nu mai merge. Ce nu mai merge? Nu mai bubuie. Cum nu mai bubuie? Înseamnă că nu-i ăla acolo. Stai să văd dacă merge. L-am văzut pe Peter. Stai că ăsta le aruncă. Mamă. Dar nu puneți așa multe odată în pâine că o să vă arunce. Stai, ba da, e bine. Vă aruncă TNT-urile în gură, voi sunteți nebun la cap. Stai să vezi că trebuie să fug. Și eu trebuie să fug. O să trebuiască să punem mai mult dirt și mai mult gravel. Da, mult da, mai mult. Bună încercare, Blue. Nice try. Ce încercare? Bun. Sau stai, Peter-o fost. Hai, pe spatele lui. Nu știu. Mamă, l-am bubuit. Nu, no, m-am bubuit singur. Ok, stai, continuăm. Okay, dar nu știu unde mi-e... Ok. Ok, am găsit că l-am pus... Cred că chiar trebuie făcute de trei nuții. Da, ok. Luați de aici, frate. Luați. Bă, nu strica astea, că sunt scumpe. Stai. Au. S-o bubui sânguri. Ce că au? Au și l-am văzut cu os în sus. Bă, frate. Taci că e foarte șmecher. Deci, păreri după prima încercare? Da, merge, dar trebuie mai mare, frate, că ne vedem. Și trebuie să facem cumva, cred că să luăm poțiuni de invizibilitate, să nu se vadă astea, abonente. Da, numele. Păi trebuie să mergi pe șir, dar nu trebuie să te grăbești, trebuie să mergi tactic, așa, încet. Da. Deci, da, mă, dar mai mare să te vezi la un moment dat. Mai înalt, Mai înalt. Deci fie de trei, da, măcar cu un bloc mai înalt. Bun. Deci am zis ce am văzut eu... Trebuie să punem niște chestii pe aici. Da. Observ și da, eu, s-o trebuie spart. Să punem obsidian pe aici, pe margine. Ok. Deci margine, da, stai așa. Da, s-o spart aici. Ia. Yeah. Deci margine de obsidian. Și eventual, cred că mai mult dirt și gravel pus da. Pe aici, pe acolo. Și eu susțin asta. Da. Și știi ce? Chestia e în felul următor, Peter. Vezi cuferile astea pe care le-am găsit? Pe care da, văd. Și eu chiar m-am bucurat că am găsit, dar era gol. Deci, în mod normal, ce ne-am gândit noi și care o să fie planul, cred... Cam asta ar fi ideea principală. Pe fiecare parte, vezi, ăsta e cufărul din centru, deci ăsta e centru, da. Nu e asta de 3 okay. centru. No, aici să fie un totem of undying. Da. Da, merge. Așa, și în alealte cufere, practic, să existe câte o piesă de armură cu blast protection plus și TNT-uri în plus. Da, că nu o să mai încep cu un stack de TNT-uri, ar trebui să începem cu mai puțin. Începem cu 32. Da, 32 și să mai primești încă 32. Sunt cam multe. E mai nasol că rămâi fără. Păi, na. Și eventual înăuntru, în centru, am putea să mai punem încă niște TNT-uri în plus. Păi, asta zic, că mai bine, pe lângă totemul ăla mai pui încă 16 sau 32. Da. Și dar să fie așa, să o dai strategic, să nu-ți dai toate TNT-urile cum le-am dat noi acum.
Da, păi da, eu da, chiar, noi chiar am, acolo, eu am făcut o linie, mă, de da. Eu știi ce am făcut la început, cum am murit? Am pus unul aici și am pus unul pe partea asta la altă și de aia am bubuit. Eu am vrut să încerc o chestie, să pun oare cum un TNT aici și unul oblic cu un bloc mai jos, că am zis că poate sare pe sus. Ah, da. Și... Dar nu a mers. O, încercat, auzi, t-au făcut test de el. Da, da, am vrut să fac tun de TNT, dar nu mi-a ieșit. De asta l-am adus aici. Și dacă... Da, chestia e că nu știu dacă și cu porțiunea de invizibilitate cred că tot îți rămâne numele. Rămâne, nu rămâne asta, rămâne. Armura. Armura, da. Dar numele nu. E atunci și așa. Mai bine așa zic eu. Putem să facem și cu porțiunea de invizibilitate și practic să facem toată armura, știi? Da, da, da. Merge, merge. Porțiune de aia de invizibilitate de 8 minute și eventual în cufere să mai găsești porțiune de invizibilitate. Da, și ar fi perfect așa. Că nu vezi unde te duci. Te duci random și sper să găsești pe cineva. Bine, iar probabil că mă gândesc o să că mai auzi mare pentru o să bubuie, mai auzi doar da. TNT-ul cum bubuie, dar în rest e ok. Da, da, da. Arena zic eu că e destul de mare pentru 4 persoane, că a fost bă, ok. Bă, da, mă, da, la, e ok. Da, e okay, destul de mare, oricum. Ok. Numai, uite, Peter, că ne-ai ajutat pentru tine. Că ai fost cobaiul nostru de test, da, da. Că să... Am avut nevoie aici de părere. Mulțumesc frumos, mulțumesc pentru că m-ați invitat să ne jucăm. Ne mai jucăm mai încolo. Da, cum. Mai facem oricum. O să te chemăm, numai că atunci va fi probabil cu taxă de înscriere, că, na, TNT-urile e scumpe. Nu, cu taxă, cu astea. Sau vii cu TNT-urile de acasă. Da, 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 să duci TNT-urile. Bă. Da, 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 îmi convine. Ce mă, ce vrei? Stai că aia dă, stai că nu-i bine. Bă, vezi că te împușc. Nu împușcă, lasă, bag arbaleta. Bag arbaleta în papagal, eu. Nu știu. Nu bag, mă, eu trag cu pistolul, nu știu ce arbaleta. Nu trage, nu tu. Trage, lasă pistolul în pace. Mă scund după, aul, a plecat, pa! Suntem în proporție de 75% gata. Așa mult? Așa mult, pentru că după ce am pus această muchie de obsidian, de 3 blocuri pe sub, să nu se mai spargă nimic, repus torțele, că s-o spart acolo jos, și pe lângă asta mărit la 3 înălțime zidurile, mai trebuie să facem poțiune de invizibilitate și arena, propriu zisă. Păi da, da. Ia, mă gândești, că ar mai are fain așa o arenă, cu, dar nu trebuie foarte înalt, foarte mare și deasupra să aibă o bombă așa fain. Da, 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 exact. Ca să știe lumea unde să vină, să arate ca și arena Bomberman. Păi oricum mă gândesc că roată vor veni așa, 3 blocuri, ca să poți trece pe aici lejer și după aia, nu știu, să facem ceva zidurile, nu? De la arena sau... Da. Da, bun. Putem să facem pătrată, să nu ne mai chinuim să facem rotundă sau ceva, știi, și pur și simplu facem pătrată direct. Păi nu, n-are sens să facem rotundă, facem un pătrat aici și probabil după o să mut eu cu Colpir stadionul ăsta un pic mai încolo sau vedem, să aranjăm și zona asta că, bă, e urâtă, n-ai ce zice. Da, păi așa numai, gândește ce nașpa ar fi să vii aici și să ai un stadion de fotbal așa random aici și din cauce o chestie care nu înțelegi, nu prea înțelegi ce-i. Da, exact. Deci trebuie să aranjăm și zona asta.